Bună dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi am venit la voi cu un clip neprogramat. Aveam în plan să fac un update pentru parfumurile Madonna, dar sincer nu atât de repede. Am decis totuși să vă vorbesc astăzi despre parfumul Exotic by Madonna, pentru că mă simt cumva responsabilă să vă zic tot ce am descoperit despre el, dat fiind faptul că vi l-am recomandat în clipul trecut. Ei bine, nu știu ce s-a întâmplat, dar acest parfum s-a schimbat. Dacă atunci când l-am folosit prima dată semăna în proporții de 90-95% cu Alien de la Terry Mugler, ieri când am vrut să-l folosesc din nou, ce să vezi, mirosul nu mai este același. Nu-i mai seamănă. Adică aduce cu el, dar nu foarte tare. Cumva, ingredientul principal e același, dar restul ingredientelor care îi dau acea notă unică a parfumului Alien, la acest parfum nu mai funcționează, s-au evaporat sau habar n-am ce s-a întâmplat. Sincer, nici nu prea știu cum să explic treaba asta, pentru că e prima dată în viața mea când întâlnesc un parfum care în câteva luni se schimbe mirosul și nici persistența nu mai este aceeași, adică în maxim o oră nu se mai simte. Măi, și nu e vina mea. Ideea e că l-am depozitat corespunzător în cutie, la o temperatură constantă și ferit de lumină. Și cu toate astea, el s-a degradat, s-a stricat, abar n-am. Maică mea îl are și ea. Ea îl ține fără cutie, în vitrină și a ei e exact ca atunci când l-a desfăcut. Deci, habar n-am, chiar nu știu, dar ceva s-a întâmplat cu el. Nu-i ok, nu știu, chiar. Orică sunt din loturi diferite, uite că asta n-am mai verificat, dar cred că nici mai am cum să verific că mama nu mai are cutia. În orice caz, el nu miroase rău, dar nu mai e ce a fost inițial și asta mă oftică. Cel de la Lidl, de la Suddenly, Mystic, parcă îi zice, încă e ca și nou, deși îl am dinaintea acestuia. Și pe ăla chiar îl am fără cutie pentru că mi-a ciordit-o amică și a rupt-o și n-am mai avut cum să o... ce să mai fac cu ea. Deci pe ăla l-am fără cutie și cu toate astea e exact ca atunci când l-am cumpărat. Pe ăsta l-am ținut ca pe sfintele moaște și cu toate astea s-a stricat. E clar că nu am să-l recumpăr, având în vedere că nu persistă aproape deloc. Mirosul nu mă deranjează chiar dacă nu mai miroase a Alien, adică, ce să zic, deși asta căutam, nu mă deranjează că nu mai miroase a Alien, dar având în vedere că nu persistă, clar nu l-aș recumpăra. Legat de celelalte parfumuri Madonna, nu am nimic semnificativ să vă zic, pentru că încă sunt ok, le-am verificat pe toate și nu s-a schimbat nimic la niciunul, cel puțin deocamdată, dar am să le urmăresc, că m-au făcut tare curioasă. Eu sincer nu vă zic nici să nu le cumpărați, că ele miros bine și au un preț mic, dar nici nu am să vi le recomand cu toată încrederea. Dacă căutați dupuri, e bine, astea nu se ridică la nivelul așteptărilor, dacă se degratează în mai puțin de un an, păi nu se merită. Mai degrabă vă recomand cele de la Lidl sau Verset și alea sunt niște dupuri foarte bune. Acestea fiind zise, eu nu am să mai lungesc acest videoclip, am să închei aici, dar promit că am să vă țin la curent cu ce surprize poate să mai mi-aducă aceste parfumuri Madonna. Eu vă mulțumesc de vizualizare, vă doresc o săptămână frumoasă, vă pup, pa, pa!